Liderii de sindicat susțin că nu vor mai participa la negocierile cu administrația pentru încheierea actului adițional la contractul colectiv de muncă, deoarece nu mai vor să fie reprezentați de aceiași oameni care au pierdut o serie de drepturi în comisia de negociere. Mai mulți lideri susțin înființarea unui sindicat reprezentativ la nivelul complexului Oltenia, după care reprezentanții noii organizații sindicale să participe la negocieri. Nu se poate negocia un nou contract colectiv de muncă până nu se înființează acest sindicat mare. El este necesar. Este necesar pentru că la negocierea contractului colectiv au apărut tot felul de reprezentanți de la diferite federații care doar dau din gură și nu fac nimic altceva. Propunerea a fost lansată la întâlnirile Federației Mine Energie de sindicalistul Nelu Roșca. Acesta susține ideea înființării unui singur sindicat și, de asemenea, demararea negocierilor după constituirea acestuia. Deocamdată discuții n-am avut, am făcut o propunere în acest sens, pentru că consider că, în afara faptului de a fi o președinte, cred că interesul salariaților și lucrătorilor este mai presus pentru a avea, eu știu, o protecție mai mare și a fi reprezentat cât mai bine. Mai mult, sindicalistul susține că este dispus să plece din viața sindicală dacă cei care vor conduce noul sindicat al angajaților din complex vor considera că nu le este de ajutor. Sunt dispus de a renunța de pe această funcție pe care o am, să fac parte din mișcarea sindicală în continuare. Dacă va ajuta salariații, n-am nimic împotrivă și chiar susțin această idee. Negocierile privind încheierea actului adițional la contractul colectiv de muncă ar trebui finalizate până la data de 20 decembrie, susține Ion Rușeț, prim vicepreședintele FNME. Ideea înființării unui singur sindicat în complexul energetic Oltenia este susținută și de unii sindicaliști apropiați lui Marin Condescu, printre care Gheorghe Etăgan. Acesta a declarat în urmă cu mai mult timp că este binevenit un singur sindicat majoritar care să aibă reprezentativitate la negocierile cu administrația și nu 10 de sindicate mici, așa cum sunt acum.